Salut, eu sunt Alex de pe Tati Poate și astăzi abordăm ultimul subiect legat despre electrocasnicele din bucătărie. Electrocasnicele de mari dimensiuni pentru că atacăm frigiderele. L-am lăsat ultimul pentru că în ultima vreme nu am luat frigider în casă și atunci m-am considerat un pic nepregătit, a durat un pic să-mi fac research-ul. Și în plus de asta mă tot întrebam, bă, da, despre ce să vorbesc? Pentru că la frigidere, sincer, nu e mare scofala. Până când au început să apară tot mai multe comentarii. Da frigidere când faci, da combine frigorifice, da lăs, da spune-ne despre frigidere. Și așa că frigidere. Abordăm cumpărătura așa cum te-am obișnuit în 10 puncte de data asta, 10 criterii pe care să le ai în seamă atunci când alegi un frigider sau combină frigorifică. Pentru că frigidere cam rar se mai găsesc. Cred că primul sau ultimul, depinde cum îl iei, este prețul. Pot să abordez chestia asta spunându-ți am un buget de 1500, de 2000 de lei și hai să văd ce găsesc în banii ăștia. Sau poți să iei toate criteriile despre care îți voi spune în continuare, să alegi care este cel mai bun frigider care respectă toate aceste criterii și atunci ultimul lucru pe care să te uiți să fie prețul. Pentru că dacă ai două, trei modele care bifează toate aceste caracteristici, în final prețul este cel care decide. Dimensiune. Ca și dimensiune mă refer și la lățime pentru că sunt frigidere chiar și de 50 de cm lățime. Majoritatea sunt de 60, există și de 70 sau de 80. Um, și bineînțeles cele mari side by side care au deschidere cu ambele uși, um, tip americane li se mai spune. Deci asta, uite-te din punct de vedere al lățimii. Dar nu asta este singura dimensiune pe care ar trebui să o iei în seamă. Uite-te de asemenea pe partea de adâncime a frigiderului, pentru că vei vedea cu surprindere că sunt mai multe adâncimi. Și atunci dacă ai o lățime și ai o adâncime mai mare, e eh, voilà Îți încape mai mult. Bineînțeles, ia și partea de înălțime sincer nu m-aș uita la ceva la un frigider care să aibă sub 1,80 m în general sunt 1,75 1,80 merg din 5 în 5 cm până pe la vreo 2 și cam acolo se opresc dacă ai mobila de bucătărie care cuprinde niște corpuri în partea superioară asigură-te că frigiderul tău intră acolo nota bene la frigiderele încorporabile asigură-te că ți intră în corpul de mobilă despre care ai vorbit cu producătorul tău de mobilă dacă tot aveți deschis paranteza asta de frigidere încorporabile, nu faceți prostia să încorporați un frigider normal într-un corp de mobilă. Frigiderele încorporabile au parte de o aerisire un pic diferită față de frigiderele normale și din acest punct de vedere există un real pericol să-i scurtezi viața unui frigider normal dacă îl pui într-un corp de mobilă. Deci dacă vreți frigidere încorporate care să fie în ton cu mobila voastră și ca un ușa frigiderului să fie de același fel cu ușile mobilierului, atunci bifați filtrul ăla de încorporabil. Nu încorporați frigidere neincorporabil. Mai e un lucru foarte, foarte important dacă ne uităm la dimensiuni și anume litrajul. La două frigidere cu dimensiuni similare. Alegeți 2 metri pe 60 pe 70 adâncime, da? Și veți vedea cu mare surpriză că litrajul diferă. Cele mai noi au o tehnologie mai bună în izolare și atunci au pereții un pic mai înguști. Pereți mai înguști, din 60 de centimetri, dacă nu răpesc atât de mult cu peretele meu gros, înseamnă mai mult spațiu interior, căci în final Aici, de fapt, ne doare pe noi. Noi vrem spațiu interior. Prea puțin mă interesează cât e el de lat, dacă oricum îmi încape în spațiul meu asignat acelui frigider. Și dacă tot am vorbit despre criteriul 2 de așa nume de dimensiune, hai să rămânem tot pe aspect și atunci ne uităm la culoare. Da, majoritatea sunt albe, la modă sunt și cele gri, dar avem și frigidere rustice sau colorate în tot felul de culori, inclusiv cu steagul Marii Britanii, sunt cele de la Smeg. Am văzut acum că marca Fram și-a făcut o mare revenire. Poți să-ți iei frigider galben, roz, ce culoare vrei dar cele mai des sunt albe și gri, și atunci și astea vor avea prețul cel mai accesibil. Apoi, următorul criteriu al patrulea, dacă nu mă înșel, este partea de low frost, no frost sau dacă nu are nicio mențiune legată de frost, adică gheață. No frost înseamnă că nu face gheață, teoretic nu trebuie decongelat, practic orice manual îți va spune că un frigider trebuie decongelat măcar o dată pe an, dacă nu ideal de două ori pe an. Acum, de două ori pe an cam greu, o dată pe an poți să prinzi câteva zile de iarnă din asta friguroasă în care ai temperaturi negative chiar și pe zi și aia este ocazia excelentă de a-ți decongela frigiderul tău no frost chiar atunci o dată pe an. De ce low frost și no frost? Sunt tehnologii mai noi care împiedică acumularea de gheață, sunt mai eficiente energetic și sunt mai comode. Un frigider care acumulează gheață nu trebuie decongelat doar o dată pe an, ci mai degrabă o dată pe lună. Deci, în ziua de astăzi, sincer, nu mă aș uita la ce fac care să nu aibă inscripția de No Frost. Și ziceam în criteriul 4 despre eficiența energetică, așa că criteriul 5 este legat strict de clasa energetică. Da, uitați-vă la clasa energetică, s-ar putea să ziceți, hai mă Alex, că oricum tot atât am consumă. Băi, nu-i chiar așa, uitați-vă și pe eticheta energetică la mențiunea de kilovați per an. Frigiderul va funcționa non-stop, Adică nu e ca și mașina de spălat în care tu trebuie să te gândești, am consumă un kW per ciclu, dar eu nu spăl așa de des, deci pentru mine nu e importantă clasa energetică. Păi, frigiderul îți stă în priză 24 din 24, 7 din 7, 5-2 de săptămâni pe an. Deci este foarte importantă clasa energetică. Ok, consumul anual depinde și de cât de mult deschizi tu ușa și de cât de mult este încărcat, dar uită-te pe eticheta energetică la kilovați per an. Ai această mențiune pe noua etichetă energetică și cred că trebuie să o iei în seamă atunci când faci alegerea frigiderului nou din bucătăria ta. Al șaselea criteriu este unul la care lumea nu se prea uită și anume temperatura ambientală la care funcționează frigiderul. Dacă ai de gând să -ți ții frigiderul tău într-o debară mai răcoroasă, pe un balcon unde s-ar putea ca temperatura iarna să fie un pic mai scăzută, uite-te la uh, temperatura ambientală la care funcționează frigiderul. Majoritatea frigiderelor pe care le poți găsi în uh, magazine funcționează de pe la 10 grade Celsius în sus. Asta înseamnă că dacă în balconul tău ai mai puțin de 10 grade, senzorul lui va uh, detecta faptul că temperatura este uh, sub 10 grade, deci el nu trebuie să pornească. Automat, nepornindu-și motoarele, nu mai recește nici partea de congelator, pentru că sunt 10 grade Dar înăuntrul frigiderului Se pot întâmpla niște lucruri pe care Nu le dorești, anume să se dezghețe mâncarea Uită-te, dacă ai de gând Să-ți ții frigiderul într-un loc mai recoros, într-o debara sau într-un balcon Ca acesta să aibă O uh, clasă climatică Care să-i permită funcționarea și la Temperaturi negative. Există frigidere Care uh, funcționează Chiar și la minus 10 grade Și atunci elimin problema aia Că nu-ți pornește frigiderul dacă în încăpere este prea răcoare. Un criteriul 7 este legat de accesoriile pe care le are frigiderul și prin astea mă refer la decupajele din ușă pe care le poți găsi pe combinata frigorifică. Vorbim de dispersor de apă sau de cuburi de gheață foarte mișto în, într-o primă idee, dar uite-te când deschizi ușa că acel rezervor îți ocupa un pic de spațiu din interior și atunci spațiul ăla nu îl mai poți folosi în interior. Faptul că trebuie să-i schimbi filtrele din când în când sau există și anumite frigidere care se leagă direct la apă. Ok, foarte bine că nu mai trebuie să-l umpli, apa deja vine filtrată, dar ai nevoie de instalator. Și dacă n-ai apă, atunci nu-ți vine nici apa rece din frigider. Deci e cu duș și întors chestia asta. Dacă totuși ești mare fan de cuburi de gheață, atunci e un aspect pe care trebuie să îl iei în seamă. Criteriul 8 se referă la mobilierul interior al frigiderului, adică cât de customizabil este acesta. De rafturi nu mai zic, că se pot muta sus, jos și marea majoritate sunt din sticlă în momentul acesta pe piață. uite te ca și rafturile de pe ușă să se poată muta, de ce nu? uite te ca sertarul de legume să aibă acel buton care reglează umiditatea care poate fi, care intră la legume. De ce nu? Poate că vrei un al doilea sertar. Există anumite frigidere care vin și cu un al doilea sertar, în afara de cel de legume, pentru mezeluri sau brânzeturi. În partea de jos de congelator. Sau, mă rog, la unele, în partea de sus. A găsim partea de congelator, cum îl ziceam. Și în congelatorul ăsta e fain să ai sertare. Uite-te ca acestea să fie practice, să nu aibă forme din aceste ciudate, cu cât mai pătrat, cu cât mai uh, cu cât mai dreptunghiular, cu cât mai cuboidal, cu atât mai bine pentru tine. Uh, dacă are și mânere laterale de care să-ți ții sertarul, cu atât mai bine încearcă să eviți acele congelatoare care au doar o ușiță și atunci ai un raft în care să-ți bagi mâncarea pe care vrei să o congelezi pentru că acolo s-ar putea să se lipească acea mâncare de către de spatele frigiderului sau de laterale și sunt destul de impractice. Dacă vrei să ajungi la ceva din spate, e mult mai ușor să scoți un sertar decât să scoți tot ce ai ca și um, alimente depozitate acolo pentru a ajunge la înghețata din spate. Dacă tot vorbim de interioare, uitați-vă și la lumină. Marea majoritate a frigiderelor din ziua de astăzi propun un iluminat LED, unele au benzi sau au un panou în spate sau chiar în laterală care îți luminează de sus până jos frigiderul și este super ok. În ziua de astăzi, cum nu mi-aș mai lua un frigider care este fără nou frost, nu mi-aș lua nici măcar un frigider care să aibă un singur amărât de bec acolo sus într-un colț care se poate arde și care îmi face o lumină slabă și nu văd ce am în frigider. Não bom. Um, încă două criterii și ultimele sunt legate de. sunt destul de diferite. Aș zice că m-aș uita neapărat la garanție. Să văd câți ani de garanție mi se oferă și cine îmi face servisul. Este o adevărată problemă în ultima perioadă cu partea de servisare. Um, din păcate, mărci despre care am zis chiar aici pe canal că ca au o rețea de servis foarte, foarte ok, um, încep să-și dea cu stângul în dreptul și ai perioade de așteptare chiar și de o lună ca să vină cineva să-ți viziteze aparatul tău stricat și din păcate la frigidere e cam nasol să stai o lună fără frigider. M-aș um, uita cine face, m-aș uita cât de repede răspunde, m-aș uita dacă are piese în stoc, deci asta automat înseamnă că aș evita mărcile exotice, aș evita mărcile care presupun trimiterea aparatului într-un alt oraș pentru servisare și aici nu mă refer neapărat la orașele un picuț mai mici, ci chiar și la orașele mari. Stai în Constanța, stai inclus, stai în Timișoara, Exist Există anumite mărci care îți propun să trimiți um, electrocasnicele tale la servis în București pentru că acolo există servisul. Ok, plătesc ei transportul, dar cam, pe bune, e cam nașpa să faci chestia asta. Uh, iar un criteriu la care m-am uitat și, sincer, nu m-am gândit inițial la el, dar uh, făcând research-ul pentru acest video l-am descoperit și l-am considerat foarte util. Alarma de la ușă. Dacă lași ușa deschisă prea mult timp, ar trebui să îți piuie. Eu am două frigidere. Am unul în casă pentru mâncare și am unul în debara, acolo unde vara nu intră altceva decât bere. Ei bine, ăla din debara e de modă mai veche și nu are această alarmă. Și, na, la grătare cu mulți prieteni, nu odată s-a întâmplat ca cineva să nu închide foarte bine ușa frigiderului, acesta să rămână deschis chiar și peste noapte, o între deschis, nu cu totul, și am descoperit dita mai gheața înăuntru. Pentru că, da, nu era nou frost, era de de modă mai veche. Consider foarte util să ai alarmă pentru ușa deschisă. Te poate salva de stricăciuni și te poate salva de unde decongelat a doua zi. Bun, cam astea au fost criteriile pentru frigidere sau combine frigorifice. N-am mai zis despre partea de unde ai congelatorul sus sau jos pentru că în majoritatea cazurilor atunci când îți iei un, o combină frigorifică partea de jos va fi cu congelator. Caută să ai sertare acolo, caută să respecte criteriile astea nouă despre care ți-am spus și ultimul lucru să se înscrie în prețul dorit de tine. Acum... Ca să mai închei o paranteză pe care mi-a deschis-o doamnă de pe canal, și anume lada frigorifică versus frigiderul. Mai lada frigorifică e folositoare atunci când ai o familie relativ numeroasă și atunci când ai spațiu unde să o pui. Știu că există lăzi care sunt mai mult înalte și mai puțin late, dar este destul de impractic să cauți în ele. Desigur, dacă ai foarte multe alimente pe care vrei să le congelezi, cred că e o soluție. În marea majoritatea cazurilor din România, nu cred însă că Că o ladă frigorifică se pretează uzului casnic. Cred că mai degrabă te uiți către un side-by-side, side, adică un frigider cu două uși din ăla american lat de 120 de cm sau 90 sau un metru sau cât au ele și apropo de astea la dimensiune, uite-te să ți încapă pe ușă. Avem niște prieteni care și-au comandat frigiderul visurilor lor și nici măcar pe geam nu le-a intrat, ca să nu mai zicem de ușă. Deci a trebuit să facă retur la el. Um... <laughs> Sper că te ajută informațiile mele și, ca de obicei, îți doresc alegeri înțelepte la cumpărături. Ciao!